Campionatele naționale de taekwondo pentru copii și juniori desfășurate la Botoșani au însemnat un mare succes pentru CSM Dunărea Galați. Sportivii pregătiți de sensei Nicolae Emilea au lăsat o impresie deosebită. La campionatul național de copii, cadeți și juniori mici, secția Clubului Sportiv Municipal Dunărea Galați a obținut 17 medalii și la Open juniori și seniori am obținut 15 medalii. Cu această ocazie la Campionatul Național de Cadeți s-a urmărit și punctarea și selecția unui număr de sportivi ce va participa la Campionatul European ce se va desfășura în luna septembrie în România. Ca de obicei, așteptările au fost și ținta pentru a participa la această competiție europeană a fost sportiva Ștefana Ana Maria și sportiva Gâță Iulia. Vedetele delegației gălățene au fost Ana Maria Ștefan și Iulia Gâță, două sportive de excepție. A fost grea, am avut meciuri grele cu niște fete care erau calificate la europene. Am avut două meciuri. Pe amândouă le-am câștigat cu scoruri mari. Deci n-a fost ceva deosebit pentru tine, pentru că îți cunoști valoarea și... Da. M-am luptat cu o fată care face de 11 ani taekwondo și nu prea am avut șanse. Taekwondo este singurul stil de karate acceptat la Jocurile Olimpice. Cele două sportive gălățene pot reprezenta țara noastră la Olimpiada din 2020.